Alo! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Doamna Carolina? Da? Mă numesc până Oleg și v-am sunat să vă felicit cu ziua de naștere. Să vă doresc mult sănătate, mult noroc, răbdare, putere și să fiți mereu fericite. Cine vă iubește? Părinții, eu cred. Părinții? Încă cine? Părinții, frații, surorile, rudile. Bine. Am eu aici o felicitare frumoasă. Și după ce o să o citesc, noi vedem din partea cui, bine? Da. Așa. Te felicit cu prilejul zilei tale de naștere. Vreau, sincer, să-ți doresc ca acest an din viața ta să-ți fie unul memorabil, datorită a ceva deosebit, unic, poate ceva neașteptat, dar pozitiv. Fie ca amintirile din acest an să-ți încălzească sufletul încă mulți, mulți, mulți înainte. Fie ca sănătatea și oportunitățile să-ți poată permite tot ce-ți dorești. La mulți ani din partea tăticului! Mulțumesc! Din partea la familie. Și am pregătit eu o melodie. O ascultați? Da, da, da. Toate câte sunt, unul ar vrea să-ți cânt. E legat de al tău nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, blând și luminat. Carolina, tate, Carolina, mame, cel mai dulce și mai scump copil. Fata, tate, fata, mame, o prea frumoasă floare de april. Trece timpul negrăbit și neostenit, un copil să-l crești cu dor nu e așa ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire, să-ți ajute Dumnezeu, nu să-ți fie greu. Fata, tate, fata, mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata, tate, fata, mami, o prea frumoasă floare de april. O prea frumoasă floare de octombrie. Doamna Carolina, aveți ceva de spus? Da, îi mulțumesc mult. Ne-am prins surprindere. Și doresc și lui mult sănătate și mulți ani înainte și lui. Și îl felicit că a devenit cu 36 de ani în urmă tată și mamă. Bravo! Sănătate și multe, mult succes! La revedere! Mulțumesc frumos și ție! Cu plăcere!